În urma discuțiilor din coaliția de guvernare s-a stabilit procentul cu care pensiile vor fi majorate, adică 12,5%, însă pe lângă majorarea care se va aplica tuturor pensiilor, cei cu pensii mici vor primi un ajutor din partea statului, astfel cei cu pensii sub 1500 de lei vor primi un ajutor de 1000 de lei. 800 de lei pentru cei cu pensii între 1500 și 2500, și 600 de lei pentru cei cu pensii între 2500-3000 de lei. Majorarea de 12,5% a reprezentat un compromis. În condițiile în care PNL ar fi dorit o majorare de 15%, însă PSD nu era de acord ca toate pensiile să crească la fel. Astfel, coaliția a decis majorarea cu 12,5% a pensiilor și încadrarea într-o anvelopă de 15,8%. Impactul bugetar al acestei majorări se ridică la 17,5 miliarde de lei. Coaliția a mai decis acordarea unor ajutoare pentru pensionarii cu pensii mici, astfel 1000 de lei pentru pensionarii cu pensii sub 1500-800 de lei. Pentru cei cu pensii între 1500 și 2500 și 600 de lei pentru cei cu pensii între 2500 3000 de lei, în plus se va acorda o indemnizație pentru persoanele cu handicap. Premierul Nicolae Ciuc a anunțat pe pagina oficială de socializare, în ședința coaliției de guvernare care a avut loc în această seară, am decis următoarele: pentru pensiile pentru contributivitate am decis creșterea punctului de pensie cu 12,5% începând cu data de 1 ianuarie 2023 a valoare acesteia va fi astfel de 1.784 de lei. Totodată, anul viitor, vom continua acordarea unui sprijin țintit pentru pensionarii cu pensii mici, astfel 1.000 de lei pentru pensiile sub 1.500 de lei, 800 de lei pentru pensiile între 1.501 și 2.000 de lei, respectiv 600 de lei pentru pensiile între 2.001 și 3.000 de lei. Sumele vor fi împărțite în două tranșe care se vor acorda semestrial, pe parcursul anului 2023. El a menționat că persoanele care au pensii mai mici de 1.700 de lei vor primi și anul viitor voucherele sociale de 250 de lei o la două luni pe tot parcursul anului. Vom acorda un sprijin de 1.400 de lei pentru plata facturilor la energie pentru pensionarii cu vârsta de peste 60 de ani și care au pensii mai mici de 2.000 de lei. Această sumă va fi împărțită în două tranșe pentru a acoperi cheltuielile din iarna aceasta și din iarna viitoare. Am convenit de asemenea ca alocațiile de stat pentru copii să fie actualizate cu rata inflației, persoanele cu handicap să primească o a 13-a indemnizație, iar indemnizațiile pentru veteranii și văduvele de război să fie actualizate cu rata inflației, începând din 2018, însemnând o creștere totală de aproximativ 30%. Perioada pe care o traversăm este una marcată de multiple crize la nivel mondial și trebuie să asigurăm o amortizare a efectelor generate de inflația crescută. De aceea, PNL s-au opus ferm unor creșteri mai mici de 15% și au obținut în negocieri creșteri totale care depășesc 15,8%, a explicat premierul Nicolae Ciucă.